Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la Interviul de 10. Invitatul meu de astăzi este un istoric, un om care a condus una dintre cele mai importante instituții care au investigat crimele comunismului la noi în țară și care în ultimii ani și-a construit o solidă reputație de scriitor, dar și de memorialist, uzând și folosind documente pe care le-a găsit în arhivele securității române. Este vorba despre Stejerel Olaru, autorul, ca să spun numai cea mai recentă carte a sa, autorul cărții Nadia și Securitatea, o carte care povestește multe despre ce înseamnă gimnastica, sportul din România, dar și marea campionă care a fost Nadia Comăneci. Înainte de această carte a fost una despre Maria Tănase, în care autorul a coborât foarte mult în arhivele securității pentru a ne da o imagine unică asupra artistei, iar înainte de asta a fost un întreg lanț de dezvăluiri și chiar condamnări în cazul multor torționari din această țară din perioada comunistă. Mulțumesc că ați acceptat invitația, Stejerel Olaru. Mulțumesc pentru invitație. Cum este istoricului, documentaristului perioada de pandemie? M-aș gândi că e aproape o fericire, pentru că oricum vă obligă să stați în arhivă, nu? Arhivele sunt închise. Arhivele sunt închise. Păcate, de multe, multe luni. Eu am avut cumva noroc pentru că m-am organizat bine făcând activitatea asta de mult timp. Știu cum să-mi fac documentarea astfel încât să lucrez cât mai eficient în ceea ce vește cartea despre Nadia. Mi-a venit ideea în decembrie 2019, chiar înainte de Crăciun, ideea de a o scrie. Apoi în ianuarie m-am apucat de documentare, am început să comand cărți pe Amazon, să citesc. Unele au venit, altele nu. Am început să merg în arhive, erau deschise. A intrat pandemia peste noi prin martie, parcă sfârșit de martie, când s-au închis arhivele, bibliotecile. Și am avut acea perioadă, aprilie, mai, iunie, până în vară, când am putut să stau liniștit acasă, având deja material adunat și să scriu. Deci, mie, din acest punct de vedere, mi-a priit pandemia. Nu m-am simțit deloc că n-am avut depresie. În general, distanțarea fizică, nu distanțarea socială, nu m-a deranjat foarte tare, pentru că mi-am dat seama că pot să trec cu ușurință printr-o astfel de perioadă lucrând. Atunci când lucrezi, nu te mai interesează prea mult ce se întâmplă în jurul tău, nu mai urmărești știrile și treci cu ușurință peste aceste greutăți. O să vorbim astăzi și despre Nadia și Securitatea, o carte despre care eu am spus că e cartea momentului în România, pentru că vine să lămurească foarte multe lucruri. Sigur că dacă apucăm și despre Maria Tănase, dar înainte aș vrea să îl întreb pe istoric sau pe omul care are formația asta, dacă astăzi, în frământările societății românești, adică în disputele pro și contra tratamentului aplicat acestei pandemii, adică a restricțiilor, simte cumva urmele comunismului în România și a modului în care, societatea a fost învățată să gândească în perioada comunistă, mai ales? Nu, deloc. Cum spuneam, pe mine nu m-a afectat personal această perioadă, mai ales că am susținut în mine însumi, așa, am susținut toate aceste măsuri care se presupune că duc la oprirea pandemiei și cred și în programul de vaccinare cu tărie, așa că în societate am văzut că majoritatea s-a comportat pe aceeași linie, în timp ce o minoritate protestează. La minoritatea asta mă refer și acolo am văzut, vânturându-se pe internet, multe dintre tezele construite migălos în anii Partidului Comunist, în
România, și anume teama de străini, izolarea, cei care sunt din afară vor să ne facă rău, faptul că România e o țară complet specială și așa mai departe. La ei mă refeream. Găseam acolo niște puncte pe care le-am tot auzit anii ăștia, sunt doar reluate, dacă pot să spun așa. Da, în ceea ce privește teama de străini, în fine, unii dintre ei am văzut că poate se tem de anumiți străini în timp ce își declară afecțiunea și susținerea altor străini, respectiv Federația Rusă. Am văzut că unii dintre cei care protestează în piață sunt susținători ai vecinului nostru de la răsărit, ceea ce, sigur, poate fi o opțiune, nu le contestă nimeni, în definitiv, relații de bună vecinătate trebuie să avem cu toată lumea. Teoriile acestea ale conspirației, da, circulau și în timpul regimului comunist, cumva de altă natură, dar circulau și atunci, circulă și astăzi, vor continua să circule. Multe dintre ele îți provoacă râsul pur și simplu și n-am fost niciodată adept unor astfel de teorii, și nici de o parte, nici de cealaltă, pentru că, să luăm una dintre ele, rușii sunt în spatele acestor manifestații, dar manifestații sunt peste tot în lume și în țările occidentale și mai spre sud, spre Mediterana. Asta înseamnă că rușii sunt peste tot în spatele acestor manifestații. Pe de altă parte, ele sunt atât de naive că nici măcar un adolescent trecut cât de cât prin viață n-ar putea să adere la ele. Deci, de regulă nu le bag în seamă, pur și simplu mă amuză dacă le aud, dar îmi intră pe ureche și mie special alt. Da, dar apropo, din studiile tale, sau mă rog, din faptul că ai stat foarte mult în arhive, genul ăsta de teorii ale conspirației se foloseau și în perioada comunistă? Adică se implantau zvonuri special în populație? Se creau legende, mituri de genul ăsta? Da, erau folosite în scop propagandistic atunci când era nevoie, pentru a se crea o stare de spirit necesară unui moment anume, pentru a se crea o bază din care să se justifice o anumită poziție a liderilor de partid. De regulă, în anii 70-80, sigur, acestea nu erau exprimate oficial pe canalele de știri, în presă, în presa scrisă, în audiovizual, nu, dar erau lansate la firul ierbii al societății, pentru că era bine să fie acolo. Era nevoie de ele la un moment dat. Și astăzi se întâmplă la fel, dar cu alte mijloace. Atunci era mult mai complicat, pentru că nu existau rețelele sociale, comunicarea asta atât de facilă între oameni. Atunci, ca să arunci pe piață, să sădești o sămânță a unei astfel de teorii în societate, îți trebuia o întreagă armată de informatori, o rețea care să se întindă peste tot și prin intermediul căreia să provoce o anumită teorie. Astăzi, cum procedau? Lansau un zvon și pe aia îl trimiteau îl trimiteau în eter prin acești informatori? Dacă era nevoie de presă, foloseau jurnaliștii care erau informatori ai securității și cărora li se spunea clar despre ce să scrie și până când să scrie, când să se oprească. Foloseau și informatori, pentru că informatori se aflau peste tot, mai ales informatorii din instituții, din fabrici, din uzine, pentru că acolo există o aglomerație mare de oameni și se putea lucra foarte ușor. Și la rândul lor, aceștia raportive, ce au auzit că discută alții despre teoria respectivă, până când securitatea ori pondera,
Ori, dacă nu, lăsa ca acest bulgăre să se rostogolească mai la vale. Ce înțeleg de la tine astăzi, stejărel Olaru, e că serviciile de informații uzitează de această tehnică și, desigur, că nu miră pe nimeni că și astăzi, probabil, dintre multele lucruri vânturate pe internet mult mai ușor, au în spate diverse interese. Sigur că nouă aici în România, celor mai mulți ne place să credem că este vorba despre Rusia, nu? Chiar am văzut această remarcă, tu o dezavoi pe jumătate, spun așa, care este singura țară ferită de diverse teorii ale conspirației în România, este vorba de Rusia. Ăsta e un sentiment corect? Da. Spuneam că astăzi e mult mai simplu datorită sau din cauza internetului, depinde cum vrem să folosim acest termen. Astăzi oricine își poate face un site pe care să-l numească site de știri sau de dezbateri sau să trimiți o informație undeva unde știi că se propagă ușor. Nu trebuie să o folosești imediat. Eu, de exemplu, dacă vreau să te compromit pe tine la un moment dat, peste, nu știu, 2-3 ani, pot să încep încă de pe acum. Depinde ce vreau să construiesc, ce teorii vreau să construiesc despre tine. Pot să pun undeva pe un site informația că ți-ai făcut implant de păr. De exemplu, te-ai dus în Qatar și ți-ai făcut implant de păr, o arunc pe internet, iar rămâne acolo aproape nebăgat în seamă, dar peste 2-3-4 ani, când am nevoie să dovedesc că părul tău nu este cel adevărat, scot la lumină o informație plantată pe internet în urmă cu câțiva ani și ea devine veridică în acest fel. Probabil că așa funcționează multe dintre lucrurile pe care le vedem acum. Imediat o să vreau să te întreb, apropo, cum au funcționat lucrurile astea în cazul Nadiei Comăneci, cartea ta care face vâlvă astăzi, dar trebuie să-ți pun o întrebare care poate tu ai putea să ne lămurești mai bine decât alții. Știi că la începutul anilor 90, societatea românească a primit acest termen de la Silviu Brucan, care a spus, domnule, 25 de ani, a zis, 20-25 de ani ne revenim. E, au trecut 30, cum ți se pare? A fost un termen aventuros ăsta de 25 de ani? Sau lucrurile s-au limpezit astăzi? Mai păstrăm urme ale, sau urme adânci ale comunismului în România? Poate ai văzut... Dacă nu, chiar cu multă căldură îți recomand un film documentar, se numește După Revoluție, făcut de Laurențiu Calciu. Ce a făcut Laurențiu Calciu? A filmat timp de câteva luni, din 25 decembrie 1989 până în mai 1990, cu o cameră pe care o avea, după ce ieșea de la serviciu în fiecare zi, se ducea și filma pe străzile centrale ale orașului în București, Piața Victoriei, Piața Universității, filma oamenii care discutau, pentru că atunci dezbaterea era în stradă și în stradă. Se făceau manifestații, contramanifestații, Frontul Salvării Naționale, partidele istorice, uneori erau violente, mineriadele, ca să nu mai vorbim despre ele. Și timp de câteva luni a filmat, după vreo 20 de ani a montat aceste imagini, fără să intervină asupra lor, și a ieșit acest film, După Revoluție. Mi-am adus aminte de el acum, l-am văzut mai de mult, dar, după părerea mea, dintre filmele documentare făcute în România după 1989 și care se referă la memoria colectivă, acesta cred că este cel mai bun, pentru că arată, Cătălin, te înfiori, uită-te la români, uită-te la românii din 1990, din piață, la discuțiile pe care le purtau, în contradictoriu, pentru că întotdeauna se certau, și ai să vezi cât de mult ne-a îndobitocit acest regim și cât de mult ne-a pustit sufletul comunismul. E pur și simplu deprimant. Acum, aducându-mi aminte la întrebarea ta, aducându-mi aminte de acest film, mă gândesc așa că, având în vedere de halul în care ne eram în 1990, aș putea spune că performanța noastră este remarcabilă unde am ajuns după mai bine de 30 de ani. Dar, pe de altă parte, nici nu sunt mulțumit cu ce fel de societate suntem
Și, în mod evident, lipsa de educație, sărăcia, lipsa de implicare în mod activ în viața acestei societăți, chiar și prin simplu vot pe care îl poți oferi, toate aceste lucruri mă fac să cred că mai avem destule până când ne vom putea considera o societate evoluată. Sigur că tranziția s-a încheiat de mult. O teorie în științele politice spune că tranziția de la un regim totalitar la democrație se încheie în momentul în care instituțiile în dictaturii cad, se înființează noi instituții ale democrației și ele încep să funcționeze. Avem aceste instituții, fără doar și poate, cele mai multe dintre ele funcționează, deci nu mai putem spune că suntem în tranziție. Însă gustul amar al tranziției persistă, bănuiesc și la tine și la mine, și de multe ori mă întreb când o să trăim și noi într-o societate normală. Foarte frumos spus. O să mă întorc la societatea românească. Fiecărui invitat la interviul de 10 îi cer păreri despre lucrurile pe care le trăim în zilele astea, dar zilele astea e timpul să vorbim și despre cartea ta. Hai să începem de aici, de la arhive. Nadia și securitatea e o carte în care tu îi faci o biografie Nadiei Comăneci, dar și sistemului care o înconjoară. Pe scurt, ea este înconjurată de turnători din toate mediile și din toate felurile și până la urmă din această carte este devoalat și un sistem de corupție în lumea gimnasticii, dar și faptul că e o sportivă și un om care își caută mereu libertatea. Eram curios că ai zis de imagile lui Laurențiu Calciu. Există și imagini sau înregistrări sau sunt numai note informative astea cu Nadia Comăneci în arhivele pe care le-ai studiat? Îmi place întrebarea ta și de ce? Pentru că m-am gândit la acest lucru când scriam cartea. De ce? Pentru că sunt multe transcrieri, sunt multe discuții înregistrate, ori în casă, ori la telefon, ori în diferite case, că nu doar în casa ei, ori cu vorbiri telefonice și ele sunt transcrise și le poți citi de la început până la sfârșit. Nu le poți contesta. Dintre toate documentele securității, acestea sunt cele mai de încredere, ca să spun așa, pentru că ele nu puteau fi falsificate. Ele erau dublate de banda martor, ajungeau sus la comandanții securității, poate chiar la nivel politic, dacă era nevoie, Elena Ceaușescu sau alții. Și dacă se cerea confirmarea acestui document, se obținea prin banda respectivă. Și m-am gândit, evident, știindu-mi răspunsul, și chiar când scriam și despre Nadia, dar chiar și când scriam despre Maria Tănase, pentru că și acolo erau convorbiri înregistrate, convorbiri telefonice, și mă gândeam ce frumos ar fi fost dacă s-ar fi păstrat aceste benzi, să auzim vocile lor de atunci, vocea Mariei Tănase, vocea Nadiei, vocea lui Bela Caroli, sau ale altora personaje în poveștile noastre. Dar ele nu se păstrau. Nu se păstrau pentru că securitatea oricum nu avea cine știe ce buget. Chiar avea un buget foarte mic, comparativ cu alte servicii de informații. Sigur că își luare, dar nu știu dacă depășea 1 milion și ceva, 2 milioane de dolari bugetul, nu mai țin minte. Ori din cauza acestor restricții financiare nu puteau să păstreze benzile, trebuiau să le refolosească și le refoloseau de multe ori. Și din acest motiv ele nu mai există. Da? Ar fi fost frumos, sigur, să. Dar tehnică a existat în casa ei, nu? Sau în casele unora dintre informatoare, adică erau instalate microfoane. Sigur că da, un informator putea fi în același timp și victimă, adică să fie urmărit. Depindea de conduita lui. Microfoanele erau în casă. De regulă nu se puneau microfoane în telefon, așa cum credeam noi până în 1989. Se mai puneau, dar microfoanele atunci nu sunt ca microfoanele de astăzi. Ele trebuiau alimentate de o sursă de energie. Astăzi, pur și simplu, fiind cu bateria în ele, funcționează atâta timp cât îi ține bateria. Ori se puneau microfoanele de regulă în lustre, în prize,
Se mai puneau și în telefoane, dar având în vedere că toată lumea suspecta că telefonul are un microfon în el, se evitau. Și da, un informator putea să aibă microfoane în casă și oricum avea din când în când pentru a fi verificat. Ce te-a șocat când ai început să intri șocat? Poate mult spus. Ce te-a intrigat când ai început să intri în subiectul, Nadia, pe măsură ce citeai notele? Am plecat la drum cu câteva teorii formate deja din ceea ce citisem, pentru că au fost jurnaliști care au umblat prin aceste dosare și au scris articole din perspectiva lor de-a lungul anilor, de când s-a declasificat dosarul sport. Și evident că le-am citit pe toate, pe unele chiar le-am și citat, dacă mi s-au părut interesante. Și atunci am plecat la drum cumva cu astfel de teorii formate deja, dar am făcut mai mult decât atât. Adică, dincolo de dosarul problemă sport, m-am dus și în dosarele personale ale celor din anturajul Nadiei și am căutat să descoper cât mai multe astfel de dosare. Dar și mai important, am discutat cu unii martori, pentru că trăiesc. Da? Și cei care ne-au deschis ușa, pentru că unii, evident, au refuzat, ne-au explicat contextul pe care eu îl sesizam într-unul sau într-altul, mă refer la documente. Și de multe ori, în notele securității, uneori făcute din rea voință a informatorilor, alteori din ignoranță. Dar martorii m-au ajutat foarte mult și mi-au explicat nu numai contextul, dar și starea de spirit, relațiile dintre personaje. Sigur că unele lucruri pe care le-am aflat în interviurile făcute nu le-am putut dezvolta mai departe, nu era intenția mea. Dar pot să spun că am mers în destulă profunzime în această cercetare și n-am nicio îndoială că Bela Caroli, de exemplu, sau soții Caroli au fost violenți, bătăuși, aceste acțiuni ale lor relatate în presa, presa sportivă din România în special, se confirmă și este dincolo de orice îndoială. Când spui că erau violenți, erau violenți cu Nadia, cu restul lotului, în general, cu sportivele? Din acest punct de vedere, Nadia cumva a fost privilegiată în sensul în care n-a fost bătută cum au fost bătute alte fete. Probabil pentru că cu siguranță, pentru că avea rezultatele cele mai spectaculoase și nu era ușor să lovești o campioană olimpică și multiplă campioană europeană și, bineînțeles, un erou al muncii socialiste. Dar a fost și ea chinuită și abuzată, cel puțin din punct de vedere psihic și înfometată, ca un tratament obișnuit. Celelalte fete au fost serios bătute, iar din documente se vede acest lucru și pe unele scene, astfel de scene le-am descris. Sigur că intenția mea nu a fost să... Nu am vrut să fiu... Nu am vrut să mă concentrez pe acest aspect. Eu am vrut să dovedesc sau să descriu relația abuzivă a antrenorilor cu întregul lot, nu doar cu o gimnastă sau alta, ci faptul că era o obișnuință pentru ei un astfel de comportament. Abuz verbal? Adică... Oh, da, din acest punct de vedere, Bela Caroli știa să înjure foarte... rănea cu înjurături și expresii care loveau în sufletul lor. Ele sunt descrise și pe Nadia, de exemplu, ca să o
Mă rog, din acest raport de putere pe care îl avea cu ea și care se strică la un moment dat, pentru că și Nadia, să nu ne imaginăm că a fost o fetiță ascultătoare tot timpul, a știut să se revolte și făcea și ea prostii, evident, așa cum făceau toate adolescentele. Obișnuia să-i spună că nu mai are nicio valoare, că ar trebui să se ducă la circ, să se angajeze acolo. Asta în condițiile în care o pregătea pentru mari concursuri internaționale. Și se bucura, cel puțin așa reiese din documente, atunci când Nadia, nefiind antrenată de soții Carolii, rata sau nu era în plenitudinea efortului ei. Avea această satisfacție. Când vorbești de înfometare, la ce ne gândim aici? Sau ce ar trebui să știe publicul? În primul și în primul rând, sigur că la început, în anii 70, medicina sportivă în România nu era prea spectaculoasă. Nu aveam foarte mulți specialiști în acest domeniu. Au început să apară, deja ne descurcam în anii 80, dar medicul era, nu aveam nutriționist, aveam doar medic și era și psiholog. Medicul era cel care trebuia să stabilească dieta unui sportiv în funcție de... Se făceau, așa cum se face și astăzi, se făceau niște calcule extrem de precise în funcție de efortul pe care îl depuneau, caloriile consumate, câte ore stăteau în antrenament, apoi aveau și școală, trebuia să se odihnească, și greutatea ideală pentru o gimnastă, pentru că vorbim de gimnaste acum, pentru a fi în forma cea mai bună. Greutatea se simte la unele aparate, în special la paralele inegale, și există limite inferioare și superioare care trebuie respectate, cel puțin atunci. Ori toți medicii au avut relații conflictuale, sau aproape toți medicii au avut relații conflictuale cu soții Carolei, în special cu Bela Carolei, pentru că antrenorul întotdeauna voia mai puține kilograme decât stabila medicul. Și atunci tăia... luând el decizia, nu lăsând ca aceasta să fie a medicului, luând el decizia să se mănânce mai puțin sau aproape deloc, și în condițiile în care făceau gimnastică 6, 7, 8 ore uneori pe zi, îți dai seama că era nevoie totuși de o hrană consistentă. Primeau mâncare pe ascuns, nu mai știu cine îmi povestise la un moment dat că erau să specializau în a ascunde hrana. Și atunci au ascuns mâncare în tivul de la draperie pentru a nu fi găsite. Și ele se pricepeau, învățaseră să fure mâncare și o făceau cu o dexteritate ieșită din comun. Nadia, din descrierea cărții tale, este înconjurată de un imens aparat de informatori, inclusiv Bela Caroli dă la securitate 2-3 note, așa, dar nu foarte utile pentru securitate. Care era, de fapt, punctul de maxim interes în această chestiune? De ce dezvoltaseră un aparat atât de mare în jurul ei? Din cauza lui Bela Caroli, inițial. Pentru că, deși prin 75 a fost reclutat informator, el nu a avut o carieră de informator pentru că nu se simțea confortabil în relația cu securitatea și de altfel a fost abandonat, fiind în paralel urmărit, deci victima a securității. Dar victimă, cumva, să spunem că păstrăm ghilimele, pentru că atunci era urmărit, pentru că se primeau foarte multe rapoarte referitoare la conduita lui. Și prin 75-76 această urmărire a vizat în special relația dintre antrenor și Nadia Comăneci deja, pentru că Nadia se lansase în 75, iar în 76 era deja o vedetă internațională. Ori relația dintre antrenorii Caroli și Nadia a fost unul din
obiectivele securității atunci când au stabilit urmărirea informativă la onești. Sigur că au mai fost și altele, pentru că se căutau tot felul de dovezi în ceea ce privește pe Caroli, pentru că, cine știe, la un moment dat, dacă era nevoie, dacă urma să se desfășoare o anchetă penală și un proces, ele să fie folosite, să fie scoase din dosar, apropo de ce vorbeam la început, și se căutau dovezi care să se refere la caracterul șovin al soților, care mi se pare o exagerare, sau intenția lor de a fugi din țară, ceea ce de asemenea mi se pare o exagerare. Atunci, 75-76, nu urmăreau să nu aveau un astfel de obiectiv. Toate acestea erau în vizorul securității și pentru a se obține informații despre ele, s-au recrutat informatori din diverse medii. Eu am să le spun oamenilor, sigur că nu vom povesti cartea acum pentru că e spectaculoasă și ea trebuie citită. Sunt o grămadă de întâmplări descrise. Este descrisă răzvrătirea Nadiei, fuga ei din cantonament. E acolo o întâmplare de asta pe care gazetele de astăzi ar fi savurat-o. Nadia fuge din cantonament și ajunge acasă la Benone Sinulescu. Iar în timpul ăsta își cumpără de mâncare și mănâncă cașcaval pe stradă. Sunt niște scene uluitoare, în toată cartea e presărată, cu foarte, foarte, foarte multe detalii, pentru că am remarcat, ofițerii de securitate scriau și ce culoare are cana din care s-a băut apă la un moment dat. Inclusiv, și asta e altă scenă, Nadia acasă la Diana Ross cu Ilie Năstase, mergând la o discotecă, deci aveți în carte o grămadă de întâmplări de genul ăsta care sunt relatate, dar ce m-a intrigat pe mine la un moment dat și sigur că acolo e o mare problemă, ceea ce ai descoperit tu este că securitatea știa și a relatat un întreg sistem de corupție în câștigarea medaliilor la gimnastică sportivă în întreaga Europa și în întreaga lume. În fapt, ceea ce ai documentat tu este că aceste medalii uneori erau negociate între diversele state. Știai de lucrul acesta? L-ai căutat sau a fost o descoperire? Nu mi-am imaginat, sincer, deși la un moment dat citisem, în timpul documentării, citisem câteva interviuri ale unor foste gimnaste care au scos în evidență acest lucru, că la un anumit concurs antrenorul i-a sugerat că n-are rost să se mai chinuie, pentru că oricum medalia e dată, locul respectiv e dat. Și mi s-a părut interesant, dar nu mi-am imaginat amploarea acestui fenomen. Chiar am rămas șocat când am văzut. Sigur că nici nu pot să spun că am descoperit extrem de multe probe și lucrul acesta m-a dezamăgit. Mă așteptam de la informatori, cel puțin cei care erau antrenori federali și erau informatori. Federația ca arbitri la marile competiții internaționale, mă așteptam să văd mai multe detalii în rapoartele lor ca informatori. Dar n-am găsit decât așa, pe alocuri, n-am găsit nici în arhiva de la Consiliul Național pentru Educație și Fizică și Sport, de altfel n-am găsit-o deloc, această arhivă, unde aș fi crezut că pot întâlni detalii pe acest subiect. Dar am discutat cu foști antrenori plecați în străinătate. Am stat de vorbă ore în șir cu ei la telefon și care mi-au confirmat acest lucru. Mi-au spus, chiar mi-au dat exemple de cazuri în care s-a decis ca un sportiv să câștige o medalie în detrimentul altui sportiv și am sesizat că dacă România cumva făcea parte din această înțelegere până prin 1975, cu, evident, aici Uniunea Sovietică era cea care controla acest joc.
După ce Nadia devine campioană europeană și acest lucru se întâmplă în 1975, în condițiile în care avea 13 ani, iar competitoarele ei aveau 19, 20, 22 de ani, atunci am sesizat că românii nu mai sunt primiți la aceste negocieri organizate de ruși, cu o zi, două înainte de concurs și unde se stabilea exact cine ar trebui să câștige și ce, pe ce treaptă a podiumului să câștige. Te rog. Cum te aștepți TJR Lolaru, sau deja ai văzut, cartea e lansată de ceva vreme, că primește societatea românească tipul acesta de dezvăluiri? Din punctul meu de vedere, Nadia este o persoană admirabilă, pentru că ea s-a luptat cu acest sistem. S-a împotrivit și abuzului, a făcut scandal, și-a câștigat libertatea, a plecat și din mâinile lui Bela Caroli, după care a plecat din comunism. Ea s-a luptat profund cu tot ceea ce însemna abuzul din jurul său. Cum primește însă societatea românească tipul acesta de dezvăluiri care arată că medaliile care ne plac atât de mult și ne plac și le admirăm sunt totuși viciate de comportamente abuzive, de corupție? Te referi la presa din România? La societatea românească și la presa din România și, mă rog, ce ai mai văzut printre comentariile celor care au citit? Da, puține intervenții pe această temă. S-a discutat mult din ce am văzut că s-a scris, uneori în mod exagerat sau reinterpretându-se sau regândindu-se afirmații făcute de mine în diferite articole pe tema abuzurilor fizice. Aceasta a fost tema preferată, abuzurile fizice, care de altfel era cunoscută, nu era o noutate, dar puține discuții despre corupția sistemului, ceea ce cumva mă face să cred că dacă au fost persoane care au citit-o, poate că n-au înțeles prea bine acest lucru. Dar scade asta valoarea medaliilor obținute de România și de aceste sportive? Nu. Bun, noi fiind în acel moment în competiție, mai ales cu Uniunea Sovietică, ne-am luptat uneori pe nedrept în sensul în care ne-am luptat uneori fiind dezavantajați în mod serios în competiție cu sportivele din Uniunea Sovietică, din Germania de Est sau din Ungaria, știind că urmează să fim furați, așa cum se exprima presa din România încă de atunci. Deci aș putea spune că cele medaliile pe care le-am câștigat sunt cu atât mai prețioase, pentru că au fost obținute în urma unor concursuri nedrepte uneori, în care ierarhia era deja discutată o zi, două înainte. Deci medaliile sunt cu atât mai prețioase și cu atât mai valoroase. Și dacă ținem cont și de faptul că școala de gimnastică din România era atât de tânără și la început, deci noi eram mici pe lângă ceilalți, sau mai ales în comparație cu sovietice, care imaginează-ți că în echipa Uniunii Sovietice de atunci erau nu doar rusoaicele, erau și ucrainienci și din Kazakhstan și din Uzbekistan, din toată Uniunea Sovietică. Ei aveau, datorită întinderii acestui imperiu, aveau recrutare fabuloasă printre gimnaste, printre antrenori. Noi aveam în România o mână de antrenori buni, în timp ce în Uniunea Sovietică erau nenumărați, ca să nu mai vorbesc de școala lor de medicină. Au fost multe scandaluri de dopaj în acea perioadă. Să mai spun de coreografie, să mai spun de
Teatrul Bolșoi și de toți cei care lucraseră la marile instituții culturale și care știau ce înseamnă balet și cum să se facă coreografie la gimnastică, noi ce aveam? Noi aveam pe Gheza Pojar, care lucrase la un cerc militar cu undeva pe la Oradea, parcă. Și Gheza Pojar a făcut coreografia lotului național de gimnastică, neavând studii de specialitate în acest sens, similare cu cele ale sovieticilor. Cum vezi, atunci, ca să încheiem acest capitol, faptul că performanțele acestea nu se mai repetă? Știu că nu ești de specialitate, nu e treaba ta să analizezi chestiunile astea, dar posibil că te-ai intrigat. A fost o perioadă în care nu am prezent, am fost foarte importanță lumea gimnastici, am avut un vârf în care probabil am fost printre cei mai buni, după care lucrurile au revenit la normal. Cum să interpretez asta din punct de vedere istoric? Da, așa cum ai spus, nu sunt specialist, îmi dau și eu o opinie. Eu cred că baza de recrutare există în continuare. Cred că fetițele în România vor să facă gimnastică și printre ele se pot identifica multe talentate care să facă performanță la un astfel de nivel. Cred că problema e, în primul rând, financiară. Nu sunt investițiile serioase în acest domeniu sportiv, ca și poate în alte domenii sportive. Și cred că antrenorii, aici avem o problemă cu antrenorii astăzi, ne lipsesc antrenorii valoroși. Am constatat în timp ce scriam cartea că mulți dintre antrenori erau plecați în străinătate. Lucrau acolo, trebuia să-i caut și să vorbesc cu ei. Nu mai avem atât de mulți antrenori sau destui antrenori de valoare cărora să li se dea lotul național, lotul olimpic să facă treabă. Sigur că îi poți chema din străinătate, dar cu ce îi chemi? Cu 1000 de euro, 1500 de euro? Nu știu, nici nu știu cu cât sunt plătiți. Pentru ce să vină? Și aici mă întorc la ceea ce spuneam, problema financiară. Deci aș spune că principala problemă astăzi a lipsei performanței este, în primul rând, lipsa antrenorilor valoroși. Dincolo de asta, și aici revin la rolul tău de documentarist istoric, în perioada asta pandemică, cum ți s-a părut societatea românească? Complicată, așa cum a fost încă din decembrie 1989, dar pe de altă parte nu m-a surprins, adică nu mă mai miră ceea ce se întâmplă, deciziile care se iau peste noapte sau lipsa de viziune a politicului. Nu mai am mari așteptări de la scena politică de mult timp. La un moment dat eram chiar familiarizat cu ea și am înțeles cum funcționează și statul, cum funcționează un guvern, care sunt interesele. Am înțeles că atunci când mă uit la televizor, uneori ceea ce văd este doar o aparență, că în spatele unei povești, unei acțiuni se află altceva și că trebuie să am răbdare pentru peste câteva zile, peste câteva săptămâni, poate că se va înțelege care a fost, de fapt, motivul real al acelui eveniment. Deci, din acest punct de vedere, sunt cumpătat, nu reacționez ușor. Ai zice că avem o clasă politică slabă, nepregătită, sau cum mai? Da, avem o clasă politică slabă în sensul în care nu e vizionară. Adică, pe de o parte, eu nu prea am întâlnit politicieni români, chiar și cei mai detestați. Da? N-am întâlnit politicieni români care să nu fie patrioți. Adică, văd că și iubesc cu toții țara în felul lor. Deci, din acest punct de vedere, n-am de ce să-i critic. Dar superficialitatea și dorința de a relaționa în sens, în interes personal, sunt extrem de evidente și le cunosc prea bine.
Asta e ceva, pentru că tu ai studiat foarte mult lucrul ăsta, e ceva ce găseai și în epoca comunistă? Adică și acolo era un concurs pentru a ieși bine personal sau pentru a câștiga favoruri? Ah, bineînțeles, acolo era mult mai accentuată această competiție, pentru că se știa că viitorul carierei sau cariera în general a respectivului politician depindea foarte mult de acest lucru. Și de altfel avem exemple pe care nu le-am uitat nici astăzi de politicieni comuniști servili și testabili din acest punct de vedere, care la câteva luni după căderea comunismului i-am văzut spunând că am fost un dobitoc sau am fost un tâmpit. Știm deja aceste cazuri. Dar rezolvă-ne un mit, pentru că tu ai acces la documente, poate ți-ai făcut o idee, n-ai trăit în epoca respectivă, dar asta e. Domnule, erau mai bine pregătiți comuniștii decât actualii politicieni? Adică, cum să zic, din punct de vedere al pregătirii profesionale, al capacității de a lua decizii? Știi că multă lume zice, mai ales printre cei mai în vârstă, domnule, ăia erau... Și mai e și această chestiune că în România calitatea politicianului a decăzut. Cum sunt, domnule, cei de azi în comparație cu cei de atunci? Depinde unde erau pregătiți atunci. Pentru că dacă erau la Ștefan Gheorghiu, n-ai ce să faci cu diplomele alea. Acolo era o școală de propagandă politică și care, de fapt, n-avea nicio valoare. Dar erau și alți politicieni comuniști care trecuseră prin facultățile mai serioase ale sistemului, da? Politehnică, inginerie, Universitatea București cu ale ei, drept, filologie, limbi străine, ce se mai făcea atunci și despre care am putea spune că aveau, erau considerate studii serioase. Astăzi sunt și unii sunt și așa și pe dincolo. Am observat politicieni tineri care au studii în străinătate, ceea ce e un lucru bun, pentru că să studiezi în străinătate îți dă o altă perspectivă. Da, imediat ce ai plecat din țară, înțelegi altfel lumea și, bineînțeles, înțelegi mult mai bine societatea din care ai plecat. Ceea ce mă bucură foarte mult când văd tineri politicieni cu studii în străinătate. Alții sunt școliți pe la universitățile private, unele, despre unele știm că nu reprezintă cine știe ce. Deci nu cred că putem să discutăm în mod liniar de acest aspect. Cariera ta a însemnat că, ca să studiezi, a însemnat studierea documentelor istorice pe ultima, să zicem, ultima sută de ani românească. Ai reușit să vezi de acolo cu instrumentul acesta și modul de funcționare al societății și capacitatea politicienilor de a lua decizii și ticăloșia prezentă în sistemul comunist în mod foarte clar, multe lucruri care ne-au rămas nerezolvate din trecut. Dar, apropiindu-ne noi de final, stejărel Olaru, sigur că trebuie să te întreb, uitându-te pe această dezvoltare a societății românești, domnule, ești mai curând optimist sau mai curând pesimist pentru ieșirea noastră din diverse crize în perioada viitoare? În general sunt optimist, sunt o persoană optimistă. Deci, din acest punct de vedere, aș putea să afirm că viitorul acestei societăți n-ar trebui să fie unul sumbru. Adică, sigur că ritmul nostru poate că e mai încet în comparație cu alții. Sigur că recuperăm mai puțin, dar pe de altă parte, revin la ceea ce spuneam cu acel documentar, am și plecat de foarte de jos. Eram serios îndobitociți. Cred că, pe ansamblu, societatea, noi mai avem un mare noroc. Faptul că suntem parte a unor organizații și alianțe economice, politice, militare, care ne trag. Și atunci
evoluăm mai repede și datorită acestora, pentru că ele, din acest punct de vedere, sunt foarte utile. Suntem obligați să, de multe ori, să ținem ritmul cu țările care fac parte din aceste organizații și din momentul în care am intrat atât în Uniunea Europeană cât și în NATO, aș putea spune că, dacă tragem linia, am avut mai multe beneficii decât dezavantaje. Deci mă bazez foarte mult pe aceste structuri politice la nivel global din care facem parte și care ne vor veghea și pe noi de-a lungul anilor care urmează. Interviul de 10 se termină întotdeauna cu două întrebări, aceleași două întrebări, și eu le explic invitaților aici că la un moment dat o să am speranța să le văd puse la un loc toate răspunsurile lor. Întrebările sună așa. Din acest punct de vedere pe care tocmai mi l-ai spus, cum o să arate România în 10 ani? Da, bun, 10 ani e cam puțin. Eu mă gândesc oricum la România viitorului ca la România în care va trăi fiul meu, devenit matur și deci din perspectiva lui. Și atunci mă gândesc la provocările pe care el va trebui să le cu care el va trebui să se confrunte sau generația lui. 10 ani probabil că nu vor fi foarte multe diferențe față de ceea ce e astăzi. Pentru că spre deosebire de schimbarea în rău, schimbarea în rău se întâmplă peste noapte. Schimbarea în bine are nevoie de timp, de mult timp pentru a veni peste noi și 10 ani sunt cam puțin. Numai bine. Asta mă duce către a doua întrebare. Dar în 25 de ani? Aici, în 25 de ani, revin la ceea ce spuneam și anume faptul că fiind parte din niște construcții politice solide, la nivel european și chiar la nivel global, am speranțe mari în sensul în care nu vom fi cineva se va uita și peste gard la noi ca să vedem ce se întâmplă, ca să vadă ce se întâmplă în societatea românească și cred că 25 de ani, dacă stau și mă gândesc la unde eram acum 25 de ani, cred că peste 25 de ani lucrurile vor arăta mult, mult mai bine și sper că și clasa politică va fi mult, mult mai valoroasă. Mulțumesc tare mult! Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM.